O nouă posibilă alianță zdruncină întreaga lume. Președintele rus și președintele chinez au lansat un apel către NATO ca alianța să-și oprească extinderea. Președintele Rusiei și președintele Chinei se unesc împotriva Occidentului. Rusia și China cer ca NATO să-și oprească expansiunea. Ar trebui să-și vadă de treabă și rușii și chinezii. Dar asta e politica. Ce credeți că ar trebui NATO să facă în situația asta? Să... Ce trebuie? NATO să-și facă ce și-a propus. Să intervină. Că nu sunt rușii mai cu coarne decât ăștia de la NATO. Decât forțele NATO. Nu sunt, n-au cum. Să-și facă ce și-a propus. Ăștia ce caută peste ăia din Ucraina? Ce caută peste ei? Ce au cu ei? E țara mai bogată din Federația Rusă? Este, e adevărat. Acolo sunt toate gazele, toată economia, tot ce vrea să pună mâna pe bogățiile ei. Ce ar însemna o alianță între China și Rusia? Este ceva de temut? Este. Este. China e de temut. Rușii nu mai sunt de temut. Au fost cândva, când erau toți într-o oală. Acum fiecare e pentru el. Nu mai sunt așa de temut. Dar totuși sunt o forță. Dar vom vedea ce va fi. Dar bine nu e. Vom avea și noi de suferit și poate toată Europa. Rusia și China au emis o declarație comună vineri 4 februarie pentru a denunța influența americană și rolul alianțelor militare occidentale, Organizația Tratatului Atlanticului de Nord pe de-o parte și Pactul Trilateral Australia-Regatul Unit-Statele Unite pe de altă parte, judecându-le ca fiind destabilizatoare. Cred că se va rezolva pe calea amiabilă prin discuții. Ce credeți că ar trebui NATO să facă în această situație? NATO și-a poziționat armata și aduce și în România, și în Polonia, și în Bulgaria trupe pentru siguranța Europei. Este un lucru bun. E un lucru bun, eu așa consider. Ce ar însemna o alianță între Rusia și China? Nu cred că se va ajunge la război, în primul rând. Sperăm să fie pe cale amiabilă totul rezolvat. Vladimir Putin s-a întâlnit cu președintele Chinei în prima zi a Jocurilor Olimpice de la Beijing și în plină criză cu Occidentul. Summitul celor doi lideri desfășurat în ziua ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Beijing a marcat un nou pas în ceea ce a devenit un parteneriat din ce în ce mai strâns între Beijing și Moscova, pe măsură ce relațiile cu Occidentul se deteriorează atât pentru Rusia cât și pentru China. Deci eu cred că rușii nu o să pornească război. Și aici, bine, aici sunt mai multe interese și gazele rusești și multe, multe chestii. Credeți că NATO ar trebui să-și oprească expansiunea? Nu, dacă ăștia deja reprezintă o amenințare, cred că și ei trebuie să ia anumite măsuri. Nu se va ajunge la război. Ce părere aveți despre o alianță între Rusia și China? Ce ar însemna acest lucru? Ăștia sunt prieteni buni. Ăștia sunt o viață. Cum unii și unii și alții. Și acum cam același lucru. În esență e cam același lucru. De asemenea, Rusia și China se opun extinderii NATO și solicită Alianței Nord-Atlantice să renunțe la abordările ideologice din timpul războiului rece, să respecte suveranitatea, securitatea și interesele altor țări, diversitatea culturală și istorică și să exercite o atitudine corectă și obiectivă față de dezvoltarea pașnică a altor state, se arată în comunicatul Kremlinului.